Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și în cadrul lecției de astăzi vom vorbi despre transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare. În prima parte a lecției vom învăța partea teoretică a modului în care facem această transformare, urmând ca în cea de-a doua parte să lucrăm pe exemple concrete. Pentru a transforma o fracție zecimală simplă în fracție ordinară, procedăm astfel. La numărător scriem numărul natural obținut prin eliminarea virgulei, iar la numitor o putere de a lui 10 egală cu numărul de zecimale finite ale fracției. Fracțiile zecimale periodice simple vor fi transformate în fracții ordinare după următorul algoritm. La numărător scriem numărul natural obținut prin eliminarea virgulei, din care scădem partea întreagă a fracției zecimale, iar la numitor un număr format din tot atâtea cifre de 9 câte zecimale are fracția. Fracțiile zecimale periodice mixte se transformă în fracții ordinare, scriind la numărător numărul natural obținut prin eliminarea virgulei din care se scade numărul din afara perioadei, fără a se ține cont de virgulă, evident, iar la numitor un număr format din atâtea cifre de 9 câte cifre are perioada, urmat de tot atâtea cifre de 0, câte zecimale simple are fracția zecimală. Primul exemplu constă în transformarea fracțiilor zecimale simple în fracții ordinare. 0,25 se va scrie 25 supra 100. Simplificăm prin 25, vă readuc aminte că o fracție ordinară trebuie simplificată pentru a fi adusă la formă ireductibilă și obținem astfel 1 pe 4. Următorul exemplu, 1,24, înseamnă 124 supra 100, fracție ordinară care se poate simplifica prin 4, obținând astfel 31 pe 25. Următoarele două exemple vi le las vouă drept exercițiu. Pentru a transforma fracțiile zecimale periodice simple în fracții ordinare, procedăm astfel. 0,3 în perioadă. Scriem la numărător 3, iar la numitor 9, deoarece avem o singură cifră în perioadă. Fracția se simplifică prin 3, obținând astfel 1 pe 3. 1,21 înseamnă 121 minus 1 supra 99, adică 120 pe 99. Simplificăm prin 3, 40 pe 33. Din nou, următoarele două exerciții vă rămân drept exersare. Pentru a transforma fracțiile zecimale periodice mixte în fracții ordinare, vom proceda astfel. 0,003 în perioadă înseamnă 3 supra 900, deoarece avem o cifră în perioadă, două zecimale simple. Simplificăm prin 3 și obținem 1 pe 300. 2,43 în perioadă înseamnă 243 minus 24 supra 90, adică 219 pe 90. Simplificăm prin 3 și obținem 73 pe 30, fracție ordinară ireductibilă. Exemplul 3 vi-l las vouă drept exersare și vom face și exercițiul 4, adică 3,7 și 1,2 în perioadă. Înseamnă 3712 minus 37 supra 2 de 9, deoarece avem două cifre în perioadă și un 0, adică 990. Asta înseamnă 3675 supra 990. Observăm că atât numărătorul cât și numitorul se divid cu 3, deci simplificăm prin 3, obținem astfel 1225 supra 330, fracție ordinară care se simplifică prin 5, obținând 245 supra 66. Acesta este rezultatul final. Aceasta a fost lecția despre transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!